Potrivit prefectului județului Salaj, în vizor sunt luate drumurile județene, naționale, pregătirea școlilor și, în general, a programelor de intervenție. Drumuri județene și, mă rog, drumurile comunale intră în atribuțiile și competențele dumneavoastră de a fi dezăpezite. Știu că drumurile, noi am avut, de altfel, o discuție anterioară întâlnirii de astăzi și drumurile naționale au încheiat deja un contract pentru programul de iarnă. Ei se preocupă și au început deja să-și aprovizioneze bazele de dezăpezire cu materiale antiderapante. Mai știu că printr-o ședință a Consiliului Județean printr-o hotărâre a Consiliului Județean s-au aprobat și sumele necesare celor 45 de comune care au un parteneriat public cu Consiliul Județean privind activitatea de dezăpezire. Și aș insista în a vă ruga să vă aprovizionați cu materiale antiderapante începând de acum. De altfel, printr-un ordin al prefectului s-a constituit o comisie la nivelul județului, reprezentant al prefecturii, al Consiliului Județean, Drumuri Naționale și Poliția Rutiere, care, începând de la 1 noiembrie, o să facă verificări în teren și o să vedem, să avem o radiografie a ceea ce înseamnă existența stocului de material antiderapant și pregătirea utilajelor și existența lor, care vor fi folosite la această activitate de dezăpezire. Am evaluat și am identificat și câteva puncte care an de an ne-au dat mai multă bătaie de cap în sensul opririi circulației și accidentelor care se întâmplă în zonele respective și aș vrea, doamna Nencu, doamna inginer de la Consiliul Județean, știu că dumneavoastră vă ocupați de ceea ce înseamnă dezăpezire pe drumurile județene și de parteneriatele acestea cu primăriile, să aveți în vedere mai ales zona Crișeni-Cristur, Bogdana, Cizer, Cernuc, limită cu Clujul, Meseș-Trestea. Am luat de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență toate apelurile care s-au transmis în ultimii 2 ani și a rezultat o situație la care de altfel era neașteptam, era previzibil oarecum. Cele mai multe apeluri de urgență au venit din aceste zone. Pe drumuri naționale, în zone de risc, avem pe Meseș, Gorgana, Mesteacăn și Vârșoț. În timp ce unele primării susțin că au utilaje proprii pentru a interveni pe drumuri în cazul ninsorilor, altele au anunțat că nu au nici bani și nici utilajele necesare.